genul programului Divertisment. Bună și bine v-am regăsit! Este luni, este 4 februarie și începem săptămâna așa cu voie bună ca să ne meargă bine. Bună dimineața, Maria! Bună dimineața, Gabi! Cum a fost weekendul? A fost foarte frumos. Cum învățat? Productiv, ca de obicei. Productiv, asta e bine. Bun, repede facem un scurt rezumat al datelor istorice ce s-au petrecut de-a lungul celor 2019 ani și o să încep eu cu anul 1769, când în Marea Britanie se introduce pedepsa cu moartea pentru distrugerea instalațiilor. În 1909 are loc pe scena Teatrului Național din București premiera piesei Apus de Soare de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Mergem mai departe și ajungem în anul 1934, când la data de 4 februarie, echipajul român de bob cucerește titlul de campion mondial. Pentru rezultatele obținute sportivilor, li s-a decernat Premiul Național pentru Sport. În 1967 a început construcția primei autostrăzi din România, București-Pitești. Și vă mai spunem că la data de 4 februarie, în anul 2004, s-a lansat rețeaua de socializare Facebook. Așadar, să vedem și care sunt personalitățile care au marcat data de 4 februarie. La 4 februarie 1908, la Buzău, s-a născut Vasile Cârlova. A fost poet și ofițer român, care a scris doar 5 poezii, dar a intrat în istoria literaturii române a lui George Călinescu și a introdus în literatura română faimoasa temă a preromantismului european. A debutat cu o traducere după Hero și Leandru. A scris Păstorul întristat, poezie publicată la 8 mai 1830 în Curierul Românesc, condus de Heliade Rădulescu. Poezia a fost pusă pe muzică la 8 mai 1850 de Anton Pan. La 4 februarie 1906, la Chișinău, s-a născut Eugen Makovski. A fost biochimist și biolog român, membru titular încă din anul 1948 al Academiei Române. A adus contribuții în domeniul chimiei organice și al biochimiei. Studiile sale au deschis noi perspective în domeniul cancerogenezei, farmacologiei și ecologiei. La 4 februarie 1932, la Tulcea, s-a născut Mioara Avram. A fost lingvistă română. De-a lungul mai multor decenii a avut un rol esențial în analiza, normarea și popularizarea diferitelor aspecte din gramatica limbii române, mai cu seamă în domeniul ortografiei. A condus sectorul de gramatică al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti din București, al Academiei Române. Teza de doctorat a Mioarei Avram, evoluția subordonării circumstanțele cu elemente conjuncționale în limba română, a fost publicată în anul 1960, în anii în care a urmat o colaborare cu mari lingviști, precum Alexandru Graur și Laura Vasiliu, la lucrări fundamentale de gramatică a limbii române. Ajutată de o memorie prodigioasă, doamna Avram s-a identificat prin lucrările colective pe care le-a conceput, condus și realizat, precum și prin opera sa personală cu însăși limba română în tot ceea ce are ea mai valoros. Am revenit și desigur că Maria este pregătită să dea citire versurilor trimise de domnul Constantin Mândruță. Nu-i așa, Maria? Bineînțeles. Începe dimineața și nu poți să fii trist, e iarăși antâneața, cu ea ești optimist. O poezie veselă de început de săptămână. Mulțumim mult pentru versuri. Așadar, ce spun meteorologii? Am avut așa niște zile superbe în acest weekend. Continuă să ne aducă vești bune, anunțând și astăzi o zi caldă și însorită. Maxima zilei va fi de 15 grade Celsius, iar soarele va străluci pe cer pe durata întregii zile. Noaptea, temperatura va coborî până la 4 grade Celsius și vom avea parte de puțină ceață. Și ne pregătim pentru că urmează revista presei. Deschidem revista presei în această dimineață cu cotidianul Argeșul. Pe prima pagină ne aduce în prim plan o problemă mai veche a locuitorilor din Pitești. Regulamentul parcărilor s-a lansat
cu scandal, așa cum v-au informat deja colegii noștri de la Cotidianul Argeșul. Consiliul Local Pitești a aprobat joia trecută un regulament al parcărilor de la blocuri, după ce inițial îl respinsese. Conform acestui act, orice șofer își va putea parca mașina de luni până vineri, între orele 9-16 pe locurile de reședință, pentru care unii locatari plătesc taxă anuală la primărie. Hotărârea respectivă i-a înfuriat pe unii, dar alții o aplaudă. Ba chiar propun să se revină la sistemul anterior, adică fără taxe de parcare și fiecare să se descurce cum poate, de parcă nu ne ajungea haosul rutier din Pitești. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a patra. Mergem mai departe și citiți în pagina a doua despre o dacie camuflată care a circulat pe străzile din Pitești. Mai aflăm tot aici despre faptul că deciziile de impunere vin cu poșta. Primăria Pitești informează că în februarie se transmit prin poștă către contribuabili, persoane fizice și juridice, deciziile de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, pe terenuri și pe mijloace de transport. Mai multe detalii despre acest subiect găsiți dumneavoastră în pagina a doua. Mai aflați că Administrația Județeană a Finanțelor Publice organizează miercuri, începând cu ora 12, încă o întâlnire cu publicul, având ca temă noutățile legislative. De data aceasta, contribuabilii argeșeni primesc clarificări referitoare la completarea și depunerea declarației unice, informații despre spațiul privat virtual și așa mai departe. Programările online la ședință se fac prin intermediul formularului de contact. Mai multe detalii aveți în pagina a doua. Vor parcări și loc de joacă. Este vorba de câțiva cetățeni din cartierul Prundu, mai exact blocul B32. Administratorul împreună cu locatarii au trimis o solicitare către primărie pentru amenajarea unor locuri de parcare și a unui loc de joacă. Mai multe detalii găsiți în pagina a doua. În pagina a treia aflăm că 76 de argeșeni au gripă, bilanțul este îngrijorător al iernii, 3 cazuri au fost mortale, peste 6.000 de viroze avem și peste 1.100 de pneumopatii. În Argeș, al treilea caz de deces cauzat de gripă a fost confirmat la finele săptămânii trecute. Direcția de Sănătate Publică a informat că virusul gripal AH1 a răpus un bărbat în vârstă de 46 de ani din Pitești cu multiple afecțiuni. Acesta a murit la Spitalul Matei Balș din București, unde se afla internat. Mergem mai departe, în pagina a patra aflați, așa cum deja v-am informat, despre regulamentul parcărilor de la blocuri. Aveți un amplu reportaj, tot aici citiți despre bugetul care, spun colegii noștri, că este cu restricții. Aflați care sunt cheltuielile de personal, asistență socială și, desigur, faptul că primarul Ionica a spus că proiectul de buget al Piteștiului va fi adoptat cel mai probabil în luna martie, februarie fiind dedicată definitivării acestuia pe fondul întârzierii bugetului de stat. Așadar, mai multe detalii aveți în pagina a patra. În pagina a cincea, la capitolul cultură, aflăm că sala de spectacole a primit numele actorului Constantin Zărnescu. Vineri, Teatrul Davila din Pitești a îmbrăcat straie de sărbătoare, marcând printr-o manifestare specială 7 decenii de când a devenit teatrul de stat profesionist. La 1 februarie 1949, Ministerul Artelor și Informațiilor a făcut posibilă această transformare, în urma căreia sediul permanent al noului teatru de stat stabilit la Pitești a deservit județele Argeș, Mușcel, Olt și Teleorman. Și desigur vă mai spunem că tot din pagina a 5 aveți întreaga istorie a teatrului piteștean. În pagina a 6 aflați că FC Argeș s-a impus în primul amical, CS Mioveni s-a distrat cu abatorul Slobozia și la pagina a 7-a citiți despre scandalul care este la Agenția pentru Protecția Mediului din Argeș. Mai aflați tot din pagina a 7-a faptul că boala oilor din Argeș este dezastru anticipat. Zilele trecute, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș a confirmat un focar de scrapie în comuna Valea Danului. Aproximativ 230 de oi urmează să fie sacrificate în următoarele 3 luni, iar proprietarul va fi despăgubit de stat. Un astfel de caz a avut loc și anul trecut la Mioarele, unde 89 de oi au fost sacrificate.
Crapia este o boală specifică ovinelor și caprinelor și poate fi depistată la animale în vârstă de peste 18 luni. Dar nimeni nu poate spune cu certitudine ce efecte are această asupra oamenilor dacă consumă carnea. Avem și cotidianul Curierul Zilei pe prima pagină. Ne spune că a murit profesoara de la Zinca, doliu la Colegiul Național Zinca Golescu. Un reputat profesor de limbă română din cadrul Unității Amintite a încetat din viață. Aveți mai multe detalii în pagina a treia. Și mai citiți despre faptul că au golit o mașină de marfă. Hoții au dat lovitura în târgul săptămânal. Un grup de romi din comuna Merișani a dat bătăi de cap polițiștilor în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cei cinci indivizi au forțat încuietoarea unei dubițe cu marfă și au furat mai multe bunuri. Aveți detalii în pagina a treia. Punem punct revistei presei din această dimineață pentru că Maria ne-a pregătit previziunile astrale. Perbec, sunteți înconjurat de prieteni, iar interacțiunile cu ei sunt foarte dinamice. Puneți mai mult accent pe hobby-urile personale și bucurați-vă de tot ceea ce vă înconjoară. Taur, cariera și imaginea în societate primează astăzi. Este posibil să aveți un mic conflict cu șeful la locul de muncă, dar acesta poate fi aplanat cu ușurință. Gândurile vă sunt îndreptate mai mult către familie. Gemeni, nu aveți o stare de spirit tocmai bună, dar activitățile culturale vă pot liniști. Programați-vă călătorii în străinătate și vizite la galeriile de artă sau piese de teatru. Rac, racii au parte de o zi bună din punct de vedere financiar. Orientați-vă doar către lucrurile cinstite. A doua parte a zilei, axați-vă mai mult pe partea spirituală. Leu, este o zi bună pentru parteneriate și colaborări. O distracție cu partenerul de viață vă poate pune pe gânduri. Nu reacționați dur la ceea ce se întâmplă în jur și nu luați decizii în grabă. Fecioară, puteți începe o nouă etapă în locul de muncă. Gândiți-vă bine la ce vreți să faceți mai departe și așteptați cel mai bun moment. Este posibil să vă alegeți un domeniu profesional în care să activați. Balanță. Puneți accentul pe relațiile sentimentale. Este posibil ca o relație de prietenie să se transforme într-una amoroasă. Sunteți foarte creativi și puteți demara proiecte noi. Scorpion. Ați decis să vă ocupați mai mult de activitățile din gospodărie. Un membru al familiei s-ar putea să vă ceară ajutorul. Nu lăsați emoțiile să vă destabilizeze. Săgetător. Comunicarea este punctul forte. Dacă sunteți nemulțumit, ar fi cazul să spuneți lucrurilor pe nume, mai ales dacă este vorba de o neînțelegere cu o persoană apropiată. Capricorn, o zi favorabilă pentru partea financiară. Puteți primi cadouri sau recompense, dar și o creștere salarială. Trebuie să găsiți un echilibru între partea materială și cea spirituală. Vărsător, puteți lămuri unele aspecte legate de colaborări sau parteneriate. Dacă v-ați gândit să rupeți anumite relații, acum este momentul potrivit. Seara, luați-vă timp să vă gândiți la cum a decurs ziua. Pești. Stările sufletești fluctuează foarte mult, de aceea este bine să vă ocupați doar de activitățile zilnice ușoare. Analizați lucrurile care vă plac, mai ales în ceea ce privește locul de muncă. Rămâneți cu noi și după publicitate urmează Prietena Matinal. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune îți zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex. Fiindcă ieftin. Argintex. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european.
Ne plac sărbătorile care celebrează dragostea, pentru că suntem romantici, incurabili și veșnic îndrăgostiți, noi la Piața Firenze. Iar pentru Valentine's Day și Dragobete, am pregătit cu entuziasm cadouri speciale și personalizate, așa cum v-a obișnuit casa noastră. Februarie este regina sărbătorilor iubirii. Dacă ești îndrăgostit, te așteptăm să-ți propunem cadouri de toate soiurile, romantice, amuzante, practice sau sexy. Piața Firenze face diferența în Pitești. Fundația Culturală Il Foveanu, etalon de promovare a culturii românești. Iubitorii de artă găsesc aici o expoziție permanentă a celebrului pictor argeșan Sorin Il Foveanu, dar și valoroase expoziții temporare din toată lumea. Nu lipsesc workshopurile și dezbaterile de artă, evenimentele de respirație culturală europeană sau cursurile educative în artă plastică și comunicare estetică pentru tineri. Fundația Culturală Il Foveanu, educația pentru artă înseamnă civilizație și valoare europeană. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat. Nu ratați emisiunea Subiect de Presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Pentru că avem nevoie de poveste ca de aer și de modele ca de pâinea cea de toate zilele, emisiunea Dragă personaj principal vi le oferă cu zâmbetul pe buze în fiecare sâmbătă. Deschideți televizorul la ora 11:30 și pregătiți-vă să puneți în operă, împreună cu noi, realitatea la care visați. Se întâmplă numai la Antena 1 Pitești. Am revenit și prietenul nostru în această dimineață este domnul doctor Adrian Tase, medic cardiolog. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Vă mulțumim că sunteți matinal pentru, în această dimineață alături de noi, pentru că avem nevoie de sfaturi. Așadar, domnul doctor, de ce au ajuns bolile de inimă să aibă o incidență atât de mare la nivel mondial și de ce România e mereu pe locuri fruntașe când vine vorba despre numărul de decese provocate de acestea? Într-adevăr, bolile cardiovasculare sunt ucigașul numărul 1 la nivel mondial, pentru că numărul de decese anuale este, într-adevăr, mai mare decât orice altă categorie de decese. Sigur că nu România în mod particular, ci Europa de Est este o zonă cu mortalitate cardiovasculară înaltă. Și motivele ar fi destul de clare, anume că în țara noastră, ca și în țările vecine de altfel, s-a produs de circa 30 de ani o dezvoltare accelerată, un acces accelerat la stilul de viață occidental, care
la dumnealor s-a produs mai lent, de prin anii 50, și au avut timp să se acomodeze mai bine, la noi a fost mai rapid. Pe de altă parte, spre deosebirile de țările occidentale, în care mortalitatea cardiovasculară a scăzut ușor în ultimii ani, în România încă nu s-au dezvoltat servicii de prevenție cardiovasculară corespunzător. Și asta e valabil și în țările vecine. Pe când în țările occidentale există oameni care se duc la servici 8 ore și fac numai prevenție. La noi trebuie să asigurăm, eu fac asta cu multă plăcere, dar sigur, trebuie un pic de efort, trebuie să asigurăm un minut la sfârșitul fiecarei consultații ca să vorbim cu pacienții și să le dăm aceste sfaturi de prevenție. Am înțeles. Ce afecțiuni din zona cardiologică sunt cele mai invalidante pentru pacient? Sigur că infarctul miocardic acut a fost totdeauna considerat ca boala cea mai gravă prin faptul că este acută, este rapidă. Arderea acelor fibre musculare miocardice seamănă cu un incendiu de pădure. Deci lucrurile se produc foarte rapid și sunt devastatoare. Pe de altă parte, posibilitățile de care medicina cardiovasculară dispune în prezent, inclusiv în Pitești și în Argeș, putem spune, au redus impactul acestui dezastru. Deci, iată că dacă prin anii 70-80, în momentul în care făcea cineva un infart, era deja pe calea pensionării, cu dosar de handicap, în prezent avem foarte mulți pacienți, mai ales cei care se prezintă de vreme, se prezintă la timp, la spital, care după un infart miocardic acut sunt aproape ca noi. Deci ei pot fi, și chiar își doresc, pentru că se simt în putere, reintegrați, reinserați, în primul rând în viața lor familială, în viața profesională, la locul de muncă și în viața socială. Pot participa și la evenimente, după ce au trecut printr-un infart. Acesta este un progres fantastic și sigur că în Pitești succesele se datorează existenței unor servicii de cardiologie de aproape 60 de ani, existenței Ustacului la Spitalul Județean, care este o unitate de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci în stare critică, unitate care funcționează de 6 ani, și a angiografului, care și el va împlini anul acesta 5 ani de existență. Și atunci când pacienții se prezintă la timp, la spital, șansele lor de recuperare sunt maxime. Pentru că din acel moment medicii știu ce au de făcut. Dar dificultatea este, așa cum spunea și dumneavoastră, și asta ține de prevenție, până ajungi la spital. De aceea pacienții trebuie să știe foarte clar că durerea în această zonă retrosternală, în spatele osului stern, care apare brusc, intensitate mare și durează peste 20 de minute, este cu mare probabilitate un infarct miocardic acut și pacientul trebuie să ajungă, nu pe picioarele lui, dar trebuie să ajungă la spital cât mai repede. Există programe de screening la nivel național pentru afecțiuni cardiologice? Aceste programe există și de vreo 15 ani, de când Societatea Europeană de Cardiologie este afiliată Societății Europene de Cardiologie, avem chiar câteva registre de boli cardiovasculare care se derulează în cardiologia argeșeană, ca să spun așa. A fost un registru de boli cardiovasculare, sau să spunem un registru de cardio-oncologie la pacienții cu cancer, la care noi am măsurat parametrii cardiovasculari. Și asta s-a făcut în toată Europa și figurăm și noi undeva pe harta aceasta. Un alt registru foarte interesant a fost cel de angină pectorală stabilă, care este în derulare.
Un alt registru care tocmai urmează să înceapă este cel de fibrilație atrială și ea o boală foarte importantă, cea mai frecventă aritmie, care trebuie cunoscută și mai ales incidența în populație ca să știm să lucrăm mai bine. Și în sfârșit se apropie un infart, un registru cu infartul fără supradenivrare de segment ST. Mă rog, este o formă de infarct miocardic acut, la care iarăși Societatea Europeană de Cardiologie deschide un registru și la care sperăm și noi, Argeșu, să fim calificați. De la ce vârstă este indicat să facem un control cardiologic? Conform ghidurilor, riscurile unui infarct miocardic acut sau mai larg al bolilor cardiovasculare încep la 40 de ani pentru bărbați și la 50 de ani pentru femei. Asta, desigur, dacă nu a fost vorba de o boală congenitală sau de bolile cardiace ale tinereții, cum ar fi reumatismul articular acut cu atingere cardiacă, care totuși este mai rar în ziua de astăzi. Deci, peste 40 de ani bărbații și 50 de ani femeile. Am înțeles. Care sunt factorii de risc pentru a dezvolta o afecțiune cardiovasculară? Factorii de risc pentru dezvoltarea unei... Cardiologică, de fapt. Exact. Țin în mare măsură de ritmul trepidant al vieții cotidiene. Tocmai de aceea sunt atât de multe boli cardiovasculare în prezent și nu erau la bunicii noștri, pentru că ei trăiau, cum spunem acum, ecologic. Și acum trăiesc unii ecologic, dar costurile sunt mult mai mari pentru a reduce riscurile. O parte din factori țin de genă, ca să spun așa. Există persoane care sunt predispuse să facă un infarct, dar mult mai importanți sunt factorii de mediu, factorii care pot fi și modificați de altfel, factorii care țin de stilul de viață. Este clar pentru toată lumea, dar e bine să spunem și aici, că un om care se mișcă este la un risc mai mic decât un sedentar. Un om care nu fumează are un risc remarcabil mai mic decât un fumător. Iar un om care mănâncă inteligent, la fel, riscă mult mai puțin să facă un infarct miocardic acut sau o boală cardiovasculară. Și în acest sens, cele trei linii metabolice sunt dulciurile, al căror exces duce la diabet, factor major de risc pentru infarct, sunt grăsimile, al căror exces duce la hipercolesterolemie și el factor major de risc pentru infarct, sarea, a cărui exces duce la hipertensiune arterială, factor de risc pentru infarct, ultimul fiind, am spus deja un pic mai înainte, și fumatul. Am înțeles. Ce am putea face pentru a nu ajunge la medic cu astfel de probleme? Ce măsuri ar trebui să luăm în viața noastră sau de ce anume ar trebui să ținem cont? Oricum, la medic ar fi bine să ajungem, dar nu deodată la medicul cardiolog. Adică medicul de familie trebuie vizitat, mai ales, cum spuneam, de bărbații peste 40 de ani și femeile peste 50 de ani, indiferent dacă au sau nu vreo bănuială în legătură cu... La cabinet am avut și constat o creștere a numărului de pacienți sănătoși care se prezintă pentru că doresc să inițieze o activitate sportivă, o activitate de antrenament fizic. Sau lucrează, au succes în munca lor și vor să știe dacă pot să mai adauge 2 ore de muncă în plus sau chestiuni de genul acesta. Asta arată o creștere a nivelului de civilizație medicală a populației și ne-am dorit ca să fie cât mai mulți argeșeni care solicită astfel de consultații. Dar în primul rând, ei trebuie să meargă la medicul de familie să li se măsoare tensiunea arterială de către un profesionist, oricum e bine că au și aparate oamenii, să facă un set de analize, mai ales pe linie de colesterol, glucide,
funcție renală, sânge și, bineînțeles, să facă și o electrocardiogramă. Înțeles. Ați atins un punct important, să spun așa, despre faptul că ne putem lua și acasă tensiunea. Cum folosim corect un tensiometru și când anume ar fi bine să ne luăm o tensiune până ajunge la medic? Și măsurarea tensiunii arteriale la domiciliu de către persoane este un act de civilizație. Oamenii vor să știe unde se află și, bineînțeles, să ia cu ajutorul medicului, desigur, măsurile potrivite. Există însă și niște capcane aici. În primul rând, trebuie folosite aparatele cele mai bune. Aparatele care măsoară tensiunea la nivelul brațului și nu la nivel periferic. Pentru că e vorba de precizia datelor și ca să tot suntem în perioada unor sărbători de început de an religioase, să folosesc o expresie, o altă tensiune măsurată decât la nivelul brațului este un fel de martor mincinos, care mai mult ne încurcă. Măsurăm niște valori și de fapt nu știm ce să facem cu ele, pentru că nu ne bazăm. De aceea recomandăm cu căldură pacienților să cumpere aparate cu manșeta aplicată pe braț. În al doilea rând, de e bine totuși să te duci la medic, chiar în era internetului, există la unele persoane variații de ceea ce este chiar normal într-un fel, de presiune sangvină între cele două brațe. De obicei, la dreptați, este mai mare la brațul. De aceea, medicul trebuie să determine la care braț este tensiunea mai mare. Și din acel moment, aceea este tensiunea la care se măsoară brațul. Majoritatea fiind dreptați, tendința este să-ți măsori la brațul stâng, la care tensiunea este de obicei mai mică. Și aici poate apăra o iluzie că tensiunea este mai mică decât în realitate, care iarăși ne poate da niște informații false și trebuie să fim foarte atenți. Și în ultimul rând, în legătură cu măsurarea acestei tensiuni, ea nu trebuie să devină o obsesie. Sunt unii oameni care, nerăbdători, care se uită și pe ecran ca la un meci. Cât o fi, cât o fi. Nu. Deci ecranul trebuie să stea la o parte, măsori tensiunea liniștit, te concentrezi la ale tale și la sfârșit vezi cât este. Cam acestea sunt micile secrete ale măsurării tensiunii arteriale la domiciliu. Ei, și atunci când vezi cât este tensiunea, când anume suni la 112? Atunci când tensiunea este ca și valoare, începând de jos, cea mai mică, când ai cât? 6, 7, nu mă pricep. Haideți să începem cu tensiunea mare, pentru că de fapt asta este urgența. Da. Boala cea mai frecventă în societate este hipertensiunea arterială, adică tensiunea mare, care este peste 40% din populația adultă a României și, cum vorbeam mai înainte, și în Europa de Est. Deci, noi trebuie să ne temem în primul rând de tensiunea mare. Chiar de 112 e vorba atunci când tensiunile depășesc 180 sistolica, deci 18, și o minimă de 100-110. Dar orice tensiune care depășește 140/90 este încadrată din punct de vedere medical în hipertensiune arterială gradul 1. Și mai ales dacă aceste valori sunt obținute în mod repetat, nu în aceeași zi, dar pe un anumit parcurs, trebuie să se dea de gândit persoanele respective și să se ducă, în primul rând, la medicul de familie. Sau, desigur, poate să meargă și la un cardiolog, dar eventual la cabinet, pentru că sistemul de stat, să spun oricum, este foarte supraîncărcat cu boli reale, ca să spun așa, cu boli diagnosticate deja și este mai greu de accedat. Dar cam așa, deci SOS-ul se apelează la peste tensiuni, peste valori de 180/110, iar pentru valori mai mici, dar care sunt mai mari decât 140/90, trebuie să ajungeți la un medic. Preferabil
sau mai accesibil medicul de familie, dar cu atât mai bine dacă se poate să ajungă la un cardiolog. Mersul pe jos ajută inima? Categoric. Chiar ați pus punctul pe i, pentru că în prezent există o campanie extraordinară a acestui mers pe jos, mai ales prin aplicația pe telefoanele mobile, care încurajează efectuarea unui număr cât mai mare de pași. Adevărul este că mersul pe jos este cel mai accesibil sport și se poate face în drum spre serviciu. Te duci la serviciu mai fericit. Organismul a eliberat deja niște hormoni ai fericirii. Practic, ești mai sănătos făcând acest lucru în fiecare zi și ai și un feedback uitându-te pe telefon, care apar acele felicitări. Iată, ți-ai făcut targetul pe ziua de astăzi, numărul de pași. Sigur că și la servici te pot mișca în cadrul diverselor camere sau departamente unde lucrezi, dar mersul pe jos se poate face în drum sau de la servici, pentru că este mai coerent atunci. Are o anumită continuitate, se poate chiar atinge un interval de 10, 15, chiar 30 de minute, ceea ce înseamnă iarăși un prag peste care devii mai sănătos, ca să spun așa. Nu necesită un echipament special și la un moment dat chiar creează o dependență benefică. Deci cred că este o idee foarte bună. Mă alătur și eu acestei campanii care se face și de către marii sportivi și care, dacă oamenii se vor ține de ea, vom avea chiar rezultate în câțiva ani. Domnul doctor, ați văzut, am avut o perioadă în acest weekend, am avut parte de vreme de primăvară. Meteorologii spun că se va răci din nou. Cât de tare afectează această instabilitate și trecerile bruște de la o temperatură la alta, cât de tare afectează pe cardiaci? Afectează, pentru că organismul uman este o mașinărie perfectă. El are inclusiv un sistem de reglaj asemănător cu termostatul. Deci organismul uman știe, având memoria atâtor generații anterioare ale strămoșilor noștri, el știe în fiecare zi a anului cam ce temperatură trebuie să fie afară. Și atunci el este pregătit. Într-un fel, această iarnă destul de grea pe care am avut-o anul acesta și care, într-un fel metaforic, a binecuvântat și centenarul, pentru că a fost o iarnă ca acum 100 de ani, ca să spun așa, sau aproape. Deci, faptul că a fost o iarnă friguroasă a fost, într-un fel, bine, pentru că s-a pliat pe agenda organismului, pe ceea ce s-ar aștepta termostatul organismului să se întâmple. Pe de altă parte însă, organismele oamenilor contemporani sunt mai puțin rezistente decât ale strămoșilor noștri. Noi nu mai tăiem lemne, nu mai ieșim în frig, nu mai facem activități din astea. Suntem un pic prizonierii confortului și acest lucru duce la o fragilizare a persoanelor, chiar o anumită vulnerabilitate. Din cauza aceasta, oamenii suportă destul de greu frigul și putem considera că această încălzire de câteva zile e ca o gură de oxigen pentru organism, ca să-și mai refacă puțin forțele în această luptă cu iarna. Principalul pericol este, desigur, la cei cu boli cronice, care luptă deja pentru echilibrarea organismului și la care temperaturile scăzute cer mai mult un consum de energie în plus și mai ales supraadăugarea acestor viroze, în special gripa, care prin factorul infecțios obligă inima să muncească și mai mult.
Înțeles. Am ajuns la final. Vă mulțumim foarte mult pentru sfaturile prețioase. Multă putere de muncă, pentru că, așa cum am spus deja, suntem cam mulți la număr, din păcate, cu afecțiuni cardiace. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Maria, ne spui tu care sunt partenerii noștri? Da. Ioana Duță Studio, Touch the Secret Garden, Chic Boutique și o florărie altceva. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți în continuare cu programele Antenei 1 Pitești, desigur ale Antenei 1, și nu pierdeți astăzi repriza de sport cu Ionuț Manta. Toate cele bune! La revedere! Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, eclanță sau mâneri. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex. Fiindcă ieftin. Argintex. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.